Thank you Ne v-am regăsit, dragi urmăritori, Hristos a înviat! Ne aflăm într-o zi de mare sărbătoare pentru toată, toată creștinătatea ortodoxă și pentru cei care serbează Paștele după calendarul ortodox, în Învierea Domnului. Ne aflăm după o săptămână a patimilor deosebit de încărcată din punct de vedere al slujbelor, deosebit de încărcată din punct de vedere duhovnicește. Ne-am pregătit cu un post uh, euharistic pentru ca să putem să ne împărtășim în noaptea din înviere cu Hristos, cel înviat din Morți, și să avem învierea Lui părtașă în vierii noastre sufletești. Urmează, urmează o săptămână luminată, numită așa, pentru că toate s-au umplut de lumină, cum spune rugăciunea, pentru că cei pe care i-am tot pomenit în tot, pe tot parcursul postului celui mare, catehumenii, s-au botezat, s -au lumina și sunt îmbrăcați în veșminte luminate, luminoase, pentru că noi suntem cei care am primit lumina și care avem lumina, o purtăm în inimile noastre și veghem ca această lumină, ca și orice candelă să nu se stingă, să fie luminoasă. o, zi, o săptămână deosebit de de, de multă bucurie, dacă putem zice așa, în care noi tot repetăm, parcă la infinit, cântarea și mărturisirea de credință, cum că Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, celor multe viață dorindu -le. Slujba din noaptea de înviere, tot repetăm, toată săptămâna asta care urmează, mai mult decât atâta, atât de mare bucuria încât biserica parcă ne, îndeamnă să nu ne întristăm nici măcar la căpătâiul răposaților noștri, că și acolo merge Biserica și repetă tot slujba aceasta, tot canonul Învierii, ca să nu ne întristăm, să nu ne gândim la moarte cumva, întristându-ne ca cei care nu au nădejdea, cum spune Apostolul. Se schimbă, dacă vreți, toată paradigma din postul mare, din săptămâna patimilor. Se schimbă inclusiv citirile uh, din, din Sfânta Scriptură care au loc la, la slujbe, modul cum se săvârșesc slujbele în biserică, uh, vedem că există o anumită scurtare a unor canoane, a unor se fac mai puține, uh, se pune accent mai mult pe bucuria aceasta a învierii Domnului. Și Apostolul și Evanghelia pe care noi le citim de acum înainte până la cinzecime, Toată perioada aceasta a Penticostarului, a perioadei noi liturgice în care am intrat, se schimbă. Dacă în Postul Mare ați văzut apostolul citit, nu se mai ales din epistola către evrei, Sfântului Apostol Pavel, acum avem citiri din faptele apostolilor, iar dacă înainte am avut Evanghelia de la Marcu, de la. Acum avem Evanghelia de la Ioan, pentru că, deși nu putem spune nici o clipă că Evanghelia Sfântului Ioan e mai valoroasă mai decât celelalte Evanghelii sinoptice, dar ea este cumva mai duhovnicească. Ea se adresează celor care deja sunt în luminață prin taina botezului și care au dobândit prin ungerea Sfântului Mir simțurile duhovnicești pentru a putea înțelege Evanghelia uh, duhovnicește, pătruzând dincolo de litere, dincolo de. Uh, pătruzând în Duh, în Duhul acesta în care a și fost scris, Au fost, fost și scrisă, ne referim la Evanghelii. Um, citind acum în prima duminică, v-am spus, de la faptele apostolilor, de la început, o carte deosebit de, de interesantă pentru Biserică, o carte deosebit de plină de... De date în care un creștin care studiază scriptura poate să înțeleagă multe despre modul cum e, e, era creștinismul acesta primar, cum biserica se manifeste, cum se dezvoltă. Sunt, dăm slavă lui Dumnezeu că Sfântul Apostol Luca, cu colizitatea lui și cu spiritul său de a discerne și de a sintetiza toate lucrurile, le pune în așa fel încât sunt, sunt surprinse o mulțime de informații. Care au relevanță și din punct de vedere duhovnicește. Și am să-i dau o citire. Din faptele Sfinților Apostol, capitolul 1, de la versetul 1, mai departe către versetul 8. Cuvântul cel din 1 l-am făcut, Oteofile, despre toate cele ce a început Isus a face și a învăța. Până în ziua în care s-a anânțat la cer, poruncim prin Duhul Sfânt Apostol pe care i-a ales cărora s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa prin multe semne doveditoare, arătându li se timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Și cu ei petrecând le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, pe care ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezat cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Iar ei adunându-se îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp vei așeza la loc împărăția lui Israel? El a zis către ei, nu este al vostru a ști ani sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudea și în Samaria și până la marginea pământului. Deci, um, Evanghelia după Luca, se termină exact așa cum spune la începutul acesta, pentru că la asta face trimitere Sfântul Apostol Luca, zicând cuvântul cel din 1. L-am făcut o teofile, avem și adresantul despre toate cele a început și să face și a învăța. Se termină zicând Evanghelia de la Luca, că l a deschis minte Apostolului ca să priceapă scripturile și le-a zis că așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos, să vieze din morți a treia zi, să provăduiască în numele Lui păcăința și iertarea păcatului la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Iar voi sunteți martorii acestora și iată eu trimit peste voi făgăduința satului meu, voi însă ședeți în cetate până când veți îmbrăca cu putere de sus și a dus afară până spre Betania și ridicându și mâinile a binecuvântat și pe când îi binecuvânta s-a depărtat de ei și s-a anunțat la cer. Iar ei se lui s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. Ar se termină Evanghelia de la Luca și Sfântul Apostol Luca ia mai de, preia mai departe de unde o lăsat și iată face această carte separată a faptelor Sfinților Apostoli. În Evanghelie Sfântul Apostol Luca se străduiește ca să ne arate nouă realitatea învierii lui Hristos. Pe asta se pune accent. Iar cartea aceasta a, Sfinț, a faptelor Sfinților Apostoli are drept menirea de a arăta cum Evanghelia este vestită la toată lumea. Să mai zis cum Evanghelia ajunge de la Ierusalim până la Roma, capitala lumii la vremea respectivă. Și aceasta ce se, urmă, se urmărește în toată cartea aceasta, cum ajunge Evanghelia, cum ajunge la, la Roma, cum ajunge să fie vestită la toată lumea prin acest lucru, ei vă, văzând un semn. Al celei de-a doua vinere a Mântuitorului, ca să fie vestită Evanghelia la toată lumea. Așa se înțelege la vremea respectivă lumea, sigur, că lumea nu prindea numai Imperiul Roman, ci prindea până la urmă. Ce? Și acum, într-adevăr, noi ne aflăm în situația în care Evanghelia e tradusă în toate limbile pământului, chiar și în dialecte, și este cunoscută la toată lumea. Oricine vrea să studieze Evanghelia, poate să facă să studieze aceste Evanghelii. Deci, începem Faptele Sfinților Apostoli, de unde au lăsat Sfântul Apostol Luca. Și mergem mai departe, o să mergem pe parcursul a 50 de zile, prin toate întâmplările, lucrurile uh, prin care Evanghelia, că o putem personaliza, adică Hristos, că despre asta e vorba, ajunge să fie cunoscută în lumea romană. Uh, ce, -am, ce am putea sublinea din Apostolul de astăzi, ceea ce, din păcate, mulți nu, nu înțeleg, spune că Ioan a botezat cu apă iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt numai după aceste zile. Adică Sfântul Apostol Luca și zice că una a fost botezul lui Ioan spre pocăință și cu totul altceva e botezul creștin. Cei care vin și zic că Hristos a fost botezat la 30 de ani și că noi n-ar trebui să botezăm copiii, trebuie să înțeleagă că vorbim despre două lucruri cu total diferite. Adică una a fost botezul lui Hristos spre pocăință și cu totul altceva e botezul pe care îl pregătim în biserică. E botezul al Duhului Sfânt. Uh, și biserica încă de la început a făcut lucrul acesta, pentru că n-ai cum să ții un copil să crească fără a avea Duhul Sfânt, fără a avea pe Cristof fără a fi în afara bisericii, în afara lui Hristos. Tu ca părinte responsabil, care vrei tot binele părintelui, copilului tău, te îngrijești încă de la început uh, pentru ca el să crească într-un mediu propice. Și uh, ceea ce iarăși e de remarcat aici, că nu le spune Mântuitorul când îi întreabă dacă Doamne, oare în acest timp vei așeza la loc împărăția lui Israel? Și el a zis că trei nu este al vostru a ști anii sau vremurile pe care tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Ci veți, fi, veți lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Așa suntem noi creștinii, martorii învierii lui Hristos. Asta le și descoperă, de fapt, Mântuitorul Apostolilor, că noi pentru ei a cunoaște vremurile sau a cunoaște, cum zice acolo, nici nu ar fi de folos până la urmă, să știm noi momentul în care poate bă, bă, sfârșim din această viață sau momentul în care se va sfârși lumea aceasta. Nu este rostul nostru, ci rostul apostolului, rostul nostru este acela de a vesti, îmbrăcați cu puterea Duhului Sfânt, a vesti în lui Hristos, până la marginile pământului, până la marginile lumii, Lucru pe care frații noștri catolici chiar l-au înțeles așa, literam și ei chiar au avut parte de multe misiuni dintre acestea de evangelizare, încercând să vesească Evanghelia la toată lumea. Acesta este foarte pe scurt apostolul. O să avem poate mai multe de vorbit pe parcurs, când o să fie lucruri punctate în apostol despre biserica primară. Și trecem la Evanghelia zile acestea luminate, v-am spus, Evanghelia luată de la Evanghelia după Ioan, chiar de la început. Și am să-i dau din nou citire. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era într-un început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. În el era viață și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Fost om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie ca să mărturisească despre lumină, ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci ca să mărturisească despre lumină. Cuvântul era lumina cea adevărată care venind în lume, luminează pe tot omul. În lumea era și lumea prin el s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Într-o sale a venit și aisei nu l-au primit. Și celor câți l-au primit, care crede în numele Lui, l a dat puterea să facă fiul Lui Dumnezeu. Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca unea născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan mărturisea despre el și striga zicând, Acesta este spre care am zis, cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Și din plinătatea lui noi toți am luat și har peste har, căci legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Aceasta este uh, Evanghelia acestei zile atât de importante în vierea Domnului. Sunt foarte multe lucruri de spus aici. La început era cuvântul. Să nu credeți că atunci când Sfântul Evanghelist Ioan și-a scris Evanghelia, n-a ținut cont de Evanghelia veche, de Vechiul Testament, care la fel, așa începe cartea facerii, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Acest la început, la început era cuvântul și cuvântul la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, au fost elcuite de marea majoritate a Sfinților Părinți. Pentru că în sine cuprinde taina aceasta a creștinătății, taină mai presus de minte care a fost descoperită nouă, și anume trăimea. Când vorbim de, de la început, am să caut să, să, dau, să, dau, să dau mai multe citate de la Sfinții Părinți de aici. Ce înseamnă de fapt acest început? Sfântul Chiril Alexandrie scria Nimic nu este mai vechi ca începutul. Dacă ne gândim la definiția începutului. Căci nu va exista niciodată vreun început al începutului. Sau cugetându-se vreun alt început existent înainte. Și așa mai departe se va nega existența unui început adevărat. Căci altfel, dacă se întâmplă să existe un altul mai înainte de început, de începutul adevărat, cuvântul nostru despre început va merge la nesfârșit, răsărind mereu altul și declarând că al doilea, că al doilea pe cel la care s au oprit căutarea noastră. Deci nu va fi început al începutului pentru cugetarea exactă și adevărată, ci cuvântul despre el va exprima infinitatea și necuprinderea lui. Deci mersul mereu înapoi, neavând sfârșit și depășind măsura viacurilor, Fiul fi născut în timp se va afla existând mai degrabă etern împreună cu Tatăl, căci era la început. Spune Sfântul Chiril că poate pot părea lucruri greu de digerat și așa citite repede, nici nu avem timp să ne gândim la ele. Cert este că prima parte a Scripturii, că spune la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, atunci acela început ne arată nouă și începutul timpului a tot ceea ce există. Oricând Sfântul, Sfântul Evanghelist Ioan zice că la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu, toți ființii spun că asta, asta e în afară de timp. Și Iar că începutul, de fapt prin începutul, noi trebuie să vedem pe, pe Dumnezeu cel ce este. Și că de fapt fiul este în Tatăl din veci. Chiar așa, dacă mergem mai departe, Sfântul Chiril dă o interpretare originală cuvântului început. Îl desemnează pe tatăl, cum v-am spus, cuvântul fiind în început, adică în tatăl. Și având în sine pe tatăl ca început, neînceput al ființei sale. Adică tatăl este început, neînceput al ființei fiului. Zice Sfântul Chiril, deci în acest început care este pentru toți și toate era cuvântul. Așa trebuie văzute cumva lucrurile așa trebuie cumva exprimate mai departe. În început dacă luăm literar literal în început chiar așa e traducerea era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Chiar și acest uh, verb, era, care nu are niciun atribut, uh, exprimă existența absolută a Logosului și eternitatea sa. Uh, tot Sfântul Chiril zice a, a pus termenul era ca să înalțe înțelegerea celui ce cugete la o naștere adâncă, necuprinsă, negrăită și are loc în afara timpului. Iar uh, Sfântul Iangură de Aur zice că aceste era exprim faptul că a existat întotdeauna și că este etern. Uh, noi avem în scriptură ca o exprimare a Logosului uh, declarația asta pe care o face mai multe ori despre sine, eu sunt. Când, știți, întrebat uh, despre numele lui Dumnezeu Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. Mântuitorul și el zice, eu sunt. Chiar și formul, termenul acesta de iahve, pe care îl cu atâta scumpete evrei și rostesc așa. O numele inefabilului Dumnezeu să zicem așa. Și el, cum va de la de la rădăcina verbul acesta a fi: Eu, eu sunt cel ce sunt când Hristos, de exemplu, zice eu sunt de mai multe ori în Scriptură se pot urmări lucrurile astea în Scriptură chiar și când au mers uh, soldații ca să-l prindă căutându-l pe Hristos uh, și spunând că îl caută pe Hristos și Hristos vine și spune eu sunt și aceștia s-au dat înapoi și au căzut cu fața la pământ pentru că uh, puterea aceasta a mărturisirii de fapt când eu sunt Hristos se mărturisește pe sine Dumnezeu se mărturisește pe sine Mesia deci acest era, acel lucru vine și îl spune. La început era cuvântul și cuvântul la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Iar faptul că Sfântul Apostol Luca merge mai departe și îl numește pe, pe Hristos, cuvântul, rațiunea lui Dumnezeu, e deja pătrunde într-o teologie, Sfântul Apostol Ioan, în Evanghelie, merge într-o teologie mult mai profundă, în care abia după aceea Sfinții Părinți vin și mărturisesc ce înseamnă rațiunea, ce înseamnă logoi rațiunii, ce înseamnă faptul că, cum spune mai departe, că era de la început la Dumnezeu și toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. În El era viața și viața era lumina oamenilor și lumina luminează în întuneric și în întunericul nu a cuprins-o. Uh, pentru că ne spun o Sfinții Părinți că pe, pe Hristos îl cunoaștem în, în trei moduri, cumva. Mai ales Sfântul Maxim Tristorul ne arată lucrul ăsta. Odată, pentru că El este ca rațiune, ca și cuvânt, ca rațiune, ca logoi a tuturor, a tuturor lucrurilor create. Pentru că nimic din ceea ce are existență nu are existență de la sine, în afară lui Dumnezeu, ci toți au existență prin voia lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin acest logoi care îi dă existență, care îi dă sens. Modul de a putea trece dincolo de aspectele exterioare și să poți pătrunde la esența lucrurilor, la această, aceste, acest sâmbure al existenței, al rațiunii pe care Dumnezeu o pune în existența oricărui lucru, să nu implicit a, a, cunoaște, până la urmă, pe Hristos, în afara lui Dumnezeu, în afară lui Hristos, nu există nimic din ceea ce are existență, spunem așa. Îl, îl cunoaștem pe, pe Dumnezeu din toată creația. Asta o mărturisește toată Scriptura, o mărturisește și noi. În, în adâncul sens al, al lucrurilor, noi vedem pe Creator, îl vedem pe Hristos. Apoi, de la lucrurile acestea se merge mai mult, o descoperire mai mare, o descoperire mai mare, mai, mai mare a Lui Hristos, pe care o avem în, în Scriptură. În chiar cuvânt, în cuvinte, pentru că în Scriptură sunt cuvintele lui Dumnezeu față de noi. Avem cuvintele Mântuitorului, care vine în maximă apropiere față de noi oameni și să de vorbă cu noi față către față. Și toate celelalte cuvinte inspirate din Scriptură sunt cuvântul lui Dumnezeu. Cunoscând Scriptura, studiind cuvântul acesta, studiem logosul, studiem pe, pe Hristos, îl cunoaștem pe Hristos. Ne împărtășim de Hristos prin cuvânt. De aceea, pentru, pentru, un creștin, Evanghelia nu e o carte o, oare, o, oarecare, ci Sfânta Evanghelie. E Sfântă, pentru că în ea se cuprinde cuvântul. Ziceți la Maslu, deci zicem acolo la ultima rugăciune, nu? Că puterea lui Dumnezeu se află în această carte, a Evanghelie, pe care o ținem deschisă asupra celor. Adică puterea lui, puterea lui Hristos, prezența lui Hristos, din cuvântul lui Hristos, se află în Evanghelie. Iar așa și înțelegem noi cumva că Hristos e cu noi până în sufia Faptul că atunci când în biserică, la Sfântă Liturghie, se citește în Evanghelie, indiferent cine e preot, indiferent de glasul, indiferent de tonalitatea, indiferent de ce ar fi, el faptul că e îmbrăcat lui Hristos și citește din Evanghelie, noi trebuie să vedem și așa este până la urmă, cuvântul lui Hristos care e mereu cu noi față de noi. Hristos repetă cuvântul său față de noi și noi suntem părtași cuvântului lui Hristos. Ne împărtășim de acest cuvânt. Cuvânt care încă o dată zic are putere pentru că Dumnezeu pe toate prin cuvânt le-a făcut, prin cuvânt. Um, cuvântul care plinește, care, care scoate de la neființare la ființare, care dă ființă, care dă existență, care dă viață. Cuvântul lui Dumnezeu care e Hristos. Și apoi sigur că mai avem acest mod suprem cumva de cunoaștere și de împărtășire cu Hristos care prin faptul că ne și cu trupul și sânge sângele său cel înviat din Sfântul Potir, unde efectiv noi uh, ne împărtășim, îl mâncăm pe Hristos, trupul său, sângele său cel înviat le mâncăm și ne avem părtășie cu el în modul cel mai nemijlocit, cu putință, să spunem așa. Așa că, iată Sfântul Ioan Evanghelistul vine și ne descoperă nouă și descoperă și celor care au primit puterea să înțeleagă lucrul ăsta, că la început era cuvântul, adică mai bine zis, dincolo de timp, dincolo de spațiu, dincolo de orice modalitate, sau mai bine în început sau în tatăl, cum spune Sfântul Chiril, era cuvântul, din veci. era cuvântul, era fiul, cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, normal. Pentru că asta e taina trăimii pe care creștinitatea o descoperă. Faptul că definim foarte bine persoanele care au aceeași ființă, de o ființă, în schimb fiecare cu, cu atributele personale clar concretizate. Deci, iată, Fiul, adică Hristos, e din veci în Tatăl, se naște din veci din Tatăl, într-un mod în care noi nu putem înțelege, pentru că e deasupra timpului, deasupra a tot ce înseamnă modalitate deasupra oricărui concept sau orice mod de gândire pe care o avem noi, cum ne formăm noi, dincolo de oricum am putea noi înțelege din toate punctele de vedere uh, taina aceasta, Dumnezeu era cuvântul. Și că era într-un început la Dumnezeu, toate prin El s-au făcut. Adică toate prin Hristos s-au făcut, fără Hristos nimic nu s-a făcut, din câte s-au făcut. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. El era viața și viața era lumina oamenilor. E o, e o mare taină și o mare descoperire pe care uh, o, o face Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, acum chiar la începutul Evanghelii sale. Sfântul Efrem Siru, de exemplu, care era semit și care avea o înțelegere mult mai nuanțată și mai profundă a limbii ebraice. Uh, și el a subliniat la rândul lui că verbul acesta fi în Evanghelia de la Ioan, cel numit el este, și nu numai că este numit astfel, ci care este, într-adevăr, e neschimbător. El rămâne întotdeauna și nu se va schimba, și nimic stricăcios nu este în el. Deci, iată, încă o dată uh, același lucru. Și faptul că uh, Hrist Hristos sau a doua persoană e denumită ca și rațiune, ca și cuvântul, logosul, lumea astea, că toate prin cuvânt s-au făcut. vedem și într-alte părți, exemplu, în Vechiul Testament, cum Duhul Sfânt, de multe ori e numită înțelepciunea, Sofia, că de multe ori vedem că și înțelepciunea aceasta, Duhului Sfânt, capătă în Scriptură aspecte personalizate, și ni se descoperă cumva că și Duhul Sfânt ca și persoană, ca înțelepciune, ca și visieria vistier, bunătăților lui Dumnezeu și care se revarsă la cinzecime și care vine și îl face arătat pe Hristos. Toate lucrurile astea sunt uh, uh, taine descoperite, bisericii în Duhul și nouă apoi. Și noi înțelegem în sfârșit de ce putem numi trăimea ca model de săvârșit al iubirii și de ce Dumnezeu nostru este iubire și de ce este Lumină de ce sărbătorile sunt luminoase, de ce noi trebuie să fim fii ai luminii și ai iubirii și să urmăm iubirii și să ne împărtășim de această lumină și de iubire. Apoi, uh, uh, Evanghelia de la Ioan merge mai departe și îl introduce pe, pe Sfântul Ioan, botezătorul. Și spune, fost, a trimis om de la Dumnezeu, numele lui la Ioan. Acesta a venit spre mărt mărturie, ca să mărturisească despre lumină ca tot să creadă prin El. Nu era el, el lumina, ci ca să mă răzisească despre lumină. Cuvântul era lumina cea adevărată, care venind în lume luminează pe tot omul. În lume era și lumea, prin El s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Deci, încă o dată se dă mărturie că lumea prin El, prin Hristos s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Într-o sale a venit și a ei nu l-au primit. Ale sale adică, ia că neamul sau cel ales, care să deamul evreiesc, care ei sunt moștenitorii făgăduințelor, în, acolo au venit ale sale și ei săi nu l-au primit, dar celor câți l-au primit, care crede în numele lui, le-a dat puterea ca să facă fiul lui Dumnezeu. Asta e până la urmă, puterea de a te face fi, fiu al lui Dumnezeu. Fiul Dumnezeu se fac nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sărbuit între oameni și am văzut slava lui, slavă ca unul născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan mărturisea despre el și striga zicând, acesta este despre care am zis, cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Și din plinătatea lui noi toți am luat har peste har, căci legea s-a dat prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Ce am putea noi să adăugăm la Evanghelia aceasta? Atâta de plină de uh, semnificații, de simbolisme. Uh, vă spun, toată teologia, de fapt, se rezumă la aceste cuvinte. Să înțelegem corect, să înțelegem corect, să înțelegem pe baza mărturisirii Sfinților Părinți. Uh, să o mărturisim mai departe, pentru că în asta, în faptul de a-l cunoaște pe Hristos, de a-l cunoaște adevărat, stăm mântuirea noastră. Modul, cât, de, cât de corect ne înțelegem pe Hristos, cât de corect ne raportăm noi la Hristos, cât de corect împlinim noi. Legea aceasta a iubirii pentru noi e, e esențial, pentru că asta ne, ne scoate la viață, asta ne, ne face să devenim Fiul lui Dumnezeu, asta ne face să înțelegem harul și adevărul pe care l-am primit ca dar. În aceasta constă viața veșnică, să te cunoască pe tine, adevăratul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care tu l-ai trimis, spunem noi, într-o altă parte. Pentru un creștin, lucrurile astea sunt capitale, sunt esențiale. De aici, atât de multă preocupare ca nimic din adevărul acesta să nu fie știrbit. Pentru că totul, cumva, e esențial, totul contează în economia mântuirii. Altfel, cum spunea părintele Noi, că dacă noi simțim că nu progresăm din punct de vedere duhovnicește, înseamnă că undeva, la nivelul minții noastre, există o erizie, există o înțelegere greșită a lui Hristos. Și asta ne ține de parte de tot ceea ce Hristos făgăduiește că vom primi dacă vom face ceea ce El ne cere și ne numește și prieteni ai Săi. Când vedem că nu progresăm, când vedem că ne depărtăm, când vedem că lucrurile nu sunt pe făgașul cel bun, noi avem o problemă. Și avem o problemă de a ne, ne raporta corect la, la, la mântuitor. Uh, sigur, probabil că mulți sunteți și obosiți după o noapte de înviere, după o noapte de rugăciune, după o priveghere pascală, cum zicem noi. Uh, poate vă pregătiți unii de învierea mică sau de mersul la biserică, așa că nu mai lungim. Uh, nu o să vă lipsesc nici astăzi de un scurt cuvânt din Pateric. O tâlcuire duhovnicească, facem ca de obicei, o deschidem la întâmplare. Iată de la Ava Iacob, un cuvânt scurt. A mers Avalot la Ava Iosif și a zis Avo, după puterea mea îmi fac puțină pravilă și puținul post, și rugăciunea, și citirea, și liniștea și după puterea mea sunt curat cu cugetele. Ce dar am mai a face? Desculându-se bătrânul și-a întins mâinile la cer și s-au făcut degetele ca zece făclii de foc și îi zise, Devoiești, voiești, tot ca focul. Iar că exact ce v-am spus, iar se potrivesc lucrurile astea. Deci, un avalot s-a dus la Ava Iosif și a zis, Ava, aici avem și o descoperire în ce constă până la urmă nevoința, viața călugărească. Ava, după puterea mea, îmi fac puțin apravil, adică rugăciunile pe care le face, puținul post, ai cu smerenia de cuvință, puțină rugăciune, puținul post, acum nu știu noi ce înseamnă puțin aia, poate chiar făcea câte o saltire la zi sau puținul post, poate mânca numai câteva sute de grame. Dar în vorbirea asta călugărească, ca să nu te poți mândri, lucrurile le arăți cumva fără să fie slăvite. Adică puțină mea rugăciune, puținul meu post, puțină rugăciune, citirea și liniște, adică citirile duhovnicești, liniștirea cu Doamne Isuse. Și după puterea mea sunt curat cu cugetele. Adică atunci când veneau cugetele rele, prin rugăciunea minții, mutau atenția de la cugetele rele. Dar ob tot era cuva nemulțumit, simțea că ceva îi lipsește. Exact acel tânăr din Evanghelie. De aceea și venit la acest avă ca să-l întrebe. Dar ce să mai fac? Sau ce să fac ca să nu mai simt că... Sau Deci curând se bătrânul și-a întins mâinile la cer și s-au făcut degetele ca zece făclii de foc și a zis, de voiești? Fă-te tot ca focul. Devoiești. Dacă vrei. Și dacă înțelegi lucrurile cum se cuvine. Și dacă înțelegem cât de frumos spune aici despre Hristos, lumina lumii. Că El era lumina lumii, El care vine să lumineze lumea. Devoiești și de faci lucrurile cum trebuie. Trebuie să te faci tot precum este focul. Adică să fii tot lumină. Precum Hristos se schimbă la față în muntele taborului la fel poți să te faci și tu de voiești. Dacă, dacă dai voința asta lui Dumnezeu, dacă îți, ar îți armonizezi, îți sincronizezi voința ta cu voința lui Dumnezeu și el nu numai că spunea, ci iată i s-a arătat, i-a făcut o arătare acestui avă unde se poate ajunge dacă faci lucrul așa cum se cuvine. Încă o dată sărbători cu multă liniște, cu multă bucurie, împreună cu toată familia și cea mică și cea extinsă, cu paruhia, să ne bucurăm și de timpul superb, acesta al primăverii, dar și de sărbătoarea aceasta atât de luminată, să putem fiecare dintre noi să ciognim un nou roșu, să bem un par de vin, să păstrăm obiceiul acesta frumos de a ne întâmpina, să saluta, toată perioada aceasta, unii pe alții cu uh, salutul acesta creștinesc, mărturisirea aceasta creștinească, Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Amin! <trui>